la Disturb. Așa. Cred că eu am anunțat live-ul ca să avem... Păi mă ia cu căldură. Am pus bergamot, am pus ilang ilang și rozmarin. Ai pus? Am pus. Ai pus? Mă ia și cu bine și cu... Ia să vedem dacă... A, gata, uite, hai că suntem live. Suntem live, suntem de mult, numai că nu vedeam, nu vedeam pe nimeni care să ne urmărească. Hai că fac mișcarea și acum, până să te prezint pe tine, îți trimit link-ul. Băi, eu cred că trebuie să opresc ăsta, că mă ia cu călduri. Așa, ți-am trimis link-ul și între timp eu o să mă ocup aici de a te prezenta. Dragilor, ziua bună, încă mai este ziua bună tuturor. Bine ne-am regăsit în această după-amiază minunată. Ne-am dorit foarte mult să am alături pe mine pe Tania. Tania care ne poate oferi mai multe informații și care vă va da o parte din informațiile care pe voi, pe cele mai multe dintre voi, să vă ghideze, să înțelegeți cât este de important să vă recunoașteți, să vă acceptați feminitatea. În acest sens, draga mea, Tania, bine ai venit! Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și te rog, aș vrea să începem așa puțin, să facem un pic o incursiune scurtă așa în timp și să ne duci tu exact în punctul în care ai fost determinată, motivată să începi acest proiect despre feminitate. Da, mulțumesc, Claudia. Eu eram aici și vreau să pun și eu link-ul la mine pe pagină. Mulțumesc în primul rând tare mult de invitație. M-a bucurat și m-a onorat odată invitația ta. Eu acum, uitându-mă în momentul ăsta al vieții mele unde mă aflu acum, îmi dau seama că nu aveam cum să nu ajung aici, pentru că căutările mele sunt... Eu am început pe drumul spiritualității de acum de mai bine de 10 ani. Am traversat pe tot drumul ăsta foarte, foarte multe etape. Întotdeauna am lucrat cu femei, am avut foarte multe proiecte destul de mari pentru femei. Însă cu adevărat s-a schimbat ceva în viața mea personală, s-a schimbat foarte mult acum vreo câțiva ani, când călătoria mea însă, deci a mea personală ca și viață, ca și femeie, m-a condus la propria mea feminitate și la propria mea iubire de sine și blândețe de sine și acceptarea mea cu mine. Pentru că eu venisem de spiritualitate, cu foarte multe concepte, cu foarte multă cunoaștere, cu foarte mult. Dar adevărul este că trebuia să parcurg eu însă o călătorie experiențială de viață ca să ajung într-un punct în care să fiu bine cu mine. Și să-mi amintesc că sunt și femeie, că am venit într-un corp de femeie și nu e întâmplător faptul că am venit într-un corp de femeie. Corpul ăsta îl uitasem. Îl uitasem complet ca un corp și eram extraordinar de agresivă, mine însă. Eram foarte agresivă. Deci asta te-a motivat. Faptul că ai conștientizat acea agresivitate, care agresivitate în virtutea inerției și în virtutea patriarhatului în care am fost crescute, foarte multe femei au manifestat și manifestă fără să conștientizeze cât este de toxic să fii o femeie agresivă. Da. Și deci asta a fost flash-ul tău care te-a motivat.
Well, au fost destul de multe. Eu mi-am dat seama că eram foarte agresivă cu mine însă. Eu vin de pe tiparul de fată bună, adică eu eram fata bună și omul spiritual și atașat de etichetele astea spirituale și tot timpul eram lumina și iubire și așa, dar de fapt... Da, namaste, zen, da. Da, exact. Și trebuie să... Trebuie să acceptăm totul și trebuie să la, bla, bla, bla. Deci reprimam foarte, foarte mult și eu cu mine, eu personal cu mine însă eram extrem de agresivă. Și vezi că la mine relațiile de cuplu, astea au fost marile transformări ale vieții mele. După o a treia relație în care cam totul s-a repetat, așa, aproape copy-paste, atunci m-am oprit și am spus e ceva ce eu nu văd. Și am nevoie să fiu foarte sinceră, oricât de mult mă doare, am nevoie să fiu foarte sinceră să văd ce se petrece, care e treaba, ce nu am integrat, ce nu am rezolvat, ce nu văd cu adevărat. Și atunci am oprit și asta a fost, am început călătoria fetiței mele interioare, călătoria reconectării cu propria mea fetiță interioară, pentru că mi-am dat seama că noi intrăm în relații, noi suntem adulți și adulte, dar de fapt până nu ne rezolvăm emoționalitatea, intrăm de la nivelul unui copil rănit și eu sunt, adică intrăm oamenii adulți, dar de fapt noi există o fetiță rănită și un băiețel rănit. Și vin la întâlnire cei doi copilași răniți, dar nu vin adulți maturi, integrați, conștienți și așa mai departe. Și asta a fost, de fapt, călătoria mea spre mine însă, cu blândețe, cu iubire de sine, o călătorie. Acum e sigur să vorbesc despre ea, dar au fost foarte multe etape aici. Aș vrea să punctez tu cât este de important ca femeia sau cele care ne privesc, prietenele noastre și care încă mai funcționează din ego, din a avea dreptate, din a deține controlul într-o relație, din aș dori să facă, pentru că, așa cum știi și tu și știu și eu, noi suntem energie. Femeia are procentul mai mare, adică 70% energie feminină, 30% masculină. În momentul în care nu există echilibru între acestea, se întâmplă... Da. Se întâmplă locurile. Da, se inversează dinamica. Explică tu cât este de important ca femeia să conștientizeze ce înseamnă să funcționeze din energie feminină și ce înseamnă să funcționeze și cum să identifice. Eu știu, prietenele noastre care ne urmăresc, cum să identifice că ele nu mai sunt... Nu mai funcționează din energia feminină și deja sunt în energie masculină. Cum? Explică tu cum ar putea să identifice. Care este tiparul acelei femei care este femeia bărbat? De acolo vin și eu. Îmi asum că de acolo vin și eu. Și încă o lucrez. E încă un proces constant de auto-observare și de sinceritate cu mine însă. Cred că, în primul și în primul rând, cred că e foarte important să conștientizăm că în fiecare femeie și în fiecare bărbat există energie feminină și energie masculină. Deci nu înseamnă că dacă suntem femei avem doar energie feminină sau dacă sunt doar bărbat doar energie masculină. Nu. Există în amândoi energie masculină și energie feminină, însă ce e important este că, cum ai spus și tu, noi venim dintr-un patriarhat, pentru că venim dintr-un patriarhat care... Că vrem, că nu vrem, au creat foarte multe răni în interiorul nostru și noi ca femei și în relațiile noastre cu bărbații. Am judecat foarte mult bărbații și ei la rândul lor. E clar, acolo avem de rezolvat. E mult. Auzi, Tania, lasă-mă puțin, te rog, să râd. Mie mi-apar aici, nu știu dacă și ție ți-apar pe display, iconurile alea pe care oamenii le dau like, inimioară și cineva este foarte supărat. A dat aici un icon din ala de foarte supărată, sus în stânga, dacă vezi. Nu te apare nimic. Deci am supărat pe cineva, draga mea, dacă ești atât de supărată pe această temă, pe subiectul nostru, de ce stai aici? Adică a apărut acum, știi, și de asta te-am întrerupt. Atingem niște butonașe, Tania.
dar cu siguranță că le atingem și eu înțeleg și persoanele sau femeile care sunt atinse de asta într-un mod profund, care le deranjează, pentru că și eu am fost una dintre ele. Adică am trecut pe acolo, nu e cu judecată, chiar înțeleg. Numai că eu ceea ce am învățat de-a lungul vieții mele este că uneori ceea ce ne deranjează are un mesaj pentru noi, ascuns, profund. Și chiar din punctul meu de vedere, eu asta am făcut toată viața, m-am deschis să mă uit înspre ce mă deranjează. Că acolo a fost o înțelepciune pentru mine, chiar dacă a fost dureroasă de recunoscut. Știi? Așa, să revin. Deci e clar că noi venim din patriarhat și asta ne-a creat foarte multe răni, dureri și așa mai departe. Acolo e un subiect foarte, foarte complex în care putem intra. Ca să ieșim de acolo, noi ca femei a trebuit să avem o energie masculină, că altfel nu aveam cum să ieșim de acolo. Adică drumul nostru spre independență, spre exprimare, s-a făcut prin energia masculină. Adică noi ca femei a trebuit să ne luăm, să ne activăm o energie masculină ca să avem puterea și forța să ieșim din patriarhat. Ce se întâmplă este, din punctul meu de vedere, că ne-am dus la o extremă. Și am devenit feministe. Am devenit feministe. Dar feminismul și feminitatea, din punctul meu de vedere, sunt două lucruri total diferite. Da. Sunt două extreme. Da, exact așa. Și ca să revin la întrebarea ta. Păi, în momentul în care funcționăm, în care vrem noi mai mult ca el. În momentul în care alergăm după el, ca el să ne placă, ca el să ne vrea, ca el să fie noi. În momentul în care forțăm lucrurile, în momentul în care luptăm noi pentru relație, în momentul în care facem noi, deci noi tot timpul, prin gând, prin faptă, prin, inclusiv că dacă nu spunem nimic, dar mental doar pentru simplu fapt că ne gândim constant acolo, că punem presiune, că avem așteptări, că vrem să manipulăm într-un fel sau altul situația, că vrem să îl facem pe el într-un fel să vadă, să ne vrea, să ne dorească, să ne... Asta e energia masculină. Pentru că energia masculină este cea care face, da? E cea care face, e cea care inițiază, e cea care e. Asta este energia masculină, iar energia feminină este receptivă, ea primește. Și prin simpla ei prezență atrage firesc e o curgere. Energia feminină e o curgere, e un vals, e un dans, e o permitere, e diferită. Deci când primim și când permitem și când ne deschidem, asta e energia feminină, cea care primește și care e receptivă. Pentru că hai să ne gândim, inclusiv dacă ne uităm la penetrare, da? Deci bărbatul, femeia primește, da? Ea primește în pântecul ei, în uterul ei, da? Și bărbatul este cel care penetrează, el e cel care vine. Deci, ca să facem o analogie, dacă îmi dai voie, ne uităm în istoria omenirii, în preistorie, când femeia stătea în peșteră și aștepta ca să aducă bărbatul care pleca la vânat. Deci bărbatul pleca să vâneze și să aducă, iar femeia stătea acasă și aștepta, primea ceea ce îi se aducea. Și între timp ea își desfășura activitățile feminine, casnice, de îngrijit copiii, de îngrijit bătrânii și tot așa. Ei, între timp noi am evoluat, așa, omenirea a evoluat, numai că am uitat să mai fim noi, să ne mai conectăm cu noi, cu feminitatea noastră și ne-am dorit să mergem, adică nu ne-am dorit, așa a fost trendul și nu cred că este ceva rău, atât timp cât, Tania, și femeile care sunt feministe, ele o fac din considerentele convingerilor care le-au hrănit, le-au educat și dacă ele au fost crescute de o mamă care a dat cu gheaga în bărbatăsul sau l-a ținut sub papu, cum sunt multe femei din astea, sigur că da, femeia tânără acum vrea și ea să fie, știi, să dea de pereți și să dea de cu bărbatul și nu numai cu bărbatul, în general cu bărbații. Bărbații pentru ele sunt niște
sunt ceva, dar în niciun caz nu rolul pe care îl au. Da. Nu este rău. Dacă sunt printre cele care ne privesc, femei care sunt feministe și au sărit calul din punctul ăsta de vedere, niciodată nu este rău dacă ai luat o cale greșită și dacă o conștientizezi că este greșită și nu ți se potrivește, nu se asortează cu tine, întoarce-te. Pentru că și criminalul este, este iertat de societate atunci când el se iartă și este integrat minunat atunci când el se iartă. Așa și noi. Dragilor, cele care sunteți din astea cu făcălețul care vreți să dețineți controlul, nu este rău. Până acum ați funcționat așa, nu este rău. Dar priviți aici la, la informațiile care vin spre voi pentru a schimba paradigma. Adică doar din frică faci chestia asta și îți dorești controlul. Din frică. Sigur, pentru că eu din nou revin la... mi-a plăcut foarte mult ce ai spus. Pentru că, cum spuneam la început, nu e cu judecată. Uneori sunt niște etape firești pe care noi ca femei le avem de parcurs. Pentru că altfel nu ne-am luat noi mesajele noastre, altfel nu am evoluat. Sunt niște etape. În acest timp nici nu judecăm, tocmai pentru că înțelegem uneori rostul, inclusiv rostul feministelor. Este extraordinar momentul în care ne aflăm, pentru că a fost nevoie de asta ca să mergem la o nouă etapă a omenirii. Dar că, ce simt eu, e important să ne păstrăm sinceritatea inimii, să ne întrebăm cu adevărat, mă împlinește modul ăsta de a fi? Ce rezultate mi-a adus modul ăsta de a fi? În relațiile mele, sunt eu, mă simt eu așa cum am nevoie să mă simt într-o relație sau nu mă simt așa? Eu cu mine, în corpul meu, în viața mea. Adică, cu adevărat, vin momente în viață, eu cred că sunt momentele astea de foarte multe ori în viață, când uneori trebuie să uităm tot ce am învățat până acum, să ne luăm doar ce e necesar, doar ceea ce ne face bine și să ne deschidem spre altceva, pentru că urmează o nouă etapă a vieții noastre. Dacă noi suntem atașate de tot ceea ce am făcut până acum și lăsăm asta să ne limiteze din următoarea etapă a vieții noastre, asta e o mare limitare. Și cu blândețe, nu înseamnă că acum trebuie să ne luăm la roz, nu trebuie să ne judecăm, nu, e vorba doar de conștientizare. Și apropo, cum spuneai tu, din frică, facem din frică. Pentru că, din nou, revin asta cu experiența mea de viață. În mine era o fetiță rănită, care era speriată că va fi judecată, că va fi respinsă, că nu va fi iubită, că nu va fi... Până eu nu m-am reîntors înspre ea, să-i ofer eu iubire și blândețe și acceptare și să mă umplu dinăuntru spre afară, întotdeauna am funcționat din teama de a pierde sau am avut tendința de a controla totul, pentru că sigur sunt multe femei care le este teamă să fie singure, dar în același timp stau în relații toxice, în relații care nu le împlinesc, au un comportament foarte agresiv și controlant și apoi se întreabă, dar de cine sunt împlinită în relația mea, știi? Cred că e necesar să ne dăm un pic de pace, fără atâta judecată, dar să ne deschidem să vedem și altceva. Ce putem, cum putem să mergem înainte, de acum înainte? Dacă ceea ce până acum nu ne-a adus împlinire, știi? Tania, știi la ce mă gândeam dimineață? Eram eu, mă băgasem într-un dialog cu mine, așa, știi? Și stăteam și mă gândeam, zic, măi, tot am mai văzut cursuri despre feminitate pe care le țin bărbații și aș vrea să-mi spui și părerea ta, pentru că eu am rămas puțin, adică mie mi-a dat cu minus. Cum poate pe mine să mă învețe un bărbat care nu are ciclu, care nu naște, ce înseamnă feminitatea? Deci dacă ei să învățați să-și extindă patriarhatul, păi să nu strige pe feministe, că într-un fel le înțeleg și pe astea. Haideți să rămânem noi cu jucăriile noastre și bărbații să se ocupe despre ale lor. A, că ne pot învăța niște tehnici din perspectiva lor de cum să poți fi tu o femeie drăguță, da, dar despre feminitate este exclus. Spune-mi părerea ta, pentru că ți-am zis, astăzi am stat într-o ședință așa cu mine și am zis, băi, mie nu dă cu minus, cum poate un bărbat să mă învețe pe mine
să fiu feminină. A, că este perspectiva lui, dar el nu știe ce înseamnă adevărata mea feminitate. El nu are ciclu, nu naște copii, nu are durerile alea menstruale, nu are. Cum să mă învețe? A, poate să mă învețe tehnici, cum să pot să mă eliberez de niște programe. Dar din punctul meu de vedere, nu au nicio treabă cu feminitatea. Tehnicile respective n-au nicio... Uite că m-ai întrebat. Feminitatea constă, în primul rând, trebuie să ai un corp de femeie ca să știi ce înseamnă feminitate, să ai ciclu cum spui tu, să ai pântec. Pentru că care e puterea noastră ca femei? Pântecul și intuiția. Dacă nu ai lucrurile astea, nu ai cum să te conectezi în profunzime la feminitate. Poți să vorbești despre ea, dar este o mare diferență să vorbești despre ea și să o trăiești în corpul, că ăsta se trăiește într-un corp de femeie. Și cum spuneam, orice altceva este doar o tehnică mentală, iar feminitatea tocmai asta ne invită pe noi, pe femei, să ieșim din mental, dintr-o gândire constantă, analitică și tot timpul aici, să rulăm, să controlăm, să gândim, să facem, în intuiție, în corp, în punte. E total diferit, e dincolo de orice concept și de orice strategie. În feminitate, pe intuiție faci foarte multe lucruri, pe simțire, pe emoție, nu pe gândire. Adică, cum să spun, eu tot timpul, eu cu orice femeie cu care lucrez, le spun fetelor, femeilor dragi, minunatelor, folosiți-vă intuiția tot timpul când lucrați cu cineva. Pentru că acum e foarte la modă, e în trend. Să vorbim despre feminitate, să vorbim despre energie feminină și masculină, să vorbim despre pântec, e în trend. Dar simțiți, aveți încredere în ce simțiți voi, în corpul vostru, când vă duceți înspre cineva cu care să lucrați, pentru că intuiția vă spune. E într-un fel, mă și sperie faptul că unii bărbați se pot gândi, ar putea să facă ei asemenea lucruri, într-un fel mă sperie. Dar, da, da. Într-un fel, am încredere că o femeie, știi cum e, până la urmă nu trăim ceea ce nu avem nevoie. Deci dacă avem nevoie de o experiență de genul ăsta, ca să ne primim niște mesaje, să avem niște conștientizări, eu aș spune, ok, înseamnă că trebuie să trăiești, dar ai putea să o și ocolești dacă ești conectată la corpul și la intuiția ta. Pentru că, din punctul meu de vedere, un bărbat nu are ce căuta, poate să vorbească despre, dar nu simțirea... Exact la asta mă gândeam și eu, deci suntem amândouă pe aceeași lungime de undă, în sensul că eu n-aș putea să invit acum o femeie care să se adreseze bărbaților despre erecție, despre penis, despre scrot, despre toate astea, pentru că anatomic, da, teoretic, le știm, dar nu avem cum să le integrăm, da, că nu sunt ale noastre. Da, total de acord. Eu zic că bărbații, noi avem foarte multă nevoie perioada asta de bărbați conștienți care să lucreze pe masculinitate. Avem enorm de multe nevoie. Și eu personal, uite, poate sunt bărbați care lucrează pe feminitate, eu vă invit, dragilor, faceți-vă voi propriul vostru proces de masculinitate și apoi dați mai departe procesul la pe masculinitate, nu pe feminitate, pentru că facem acolo o ciorbă care bulversează atât de mult, da, bulversează femeile care, da, își doresc acum să acceadă o treaptă spre autocunoaștere, spre, da, evoluție. Și nimerește într-un curs din ăsta unde e mai mult bulversată, pentru că îi spune niște chestii care țin de programarea mentală mai mult decât despre ceea ce vorbim noi aici. Feminitate, intuiție. Da. Și na, le spun tot, pe orice cale o pot, o spun. Aveți încredere în intuiție și știi cum e? E și o artă bună a avea discernământ. Pentru că eu cred pe drumul ăsta de spiritualitate, de cunoaștere de sine, de feminitate. Cu cât ești mai mult pe cale și cu cât ai mai multă sinceritate, la un moment dat, ai un discernământ foarte fin, care împreună cu intuiția ta, tu simți la ce să dai curs și la ce să nu dai curs. Da, dar noi vorbim despre pașii spre feminitate. Ori intuiția
este deja, știi cum mai zic eu, mami, o vorbă, ca să ajungi să simți intuiția, ai nevoie să treci prin școală sau ca să devii masterant, trebuie să treci prin facultate, nu? E așa și cu intuiția. Toți o avem, dar ea este atât de bine acoperită, este, știi cum, ca un dop pe care îl aplici unei sticle și o mai și ceruie, știi, ca să te asiguri că nu iese de acolo, știi, cam așa funcționează. Cam așa funcționează, dar până când femeile nu vor accepta să meargă spre calea asta de a-și descoperi feminitatea, intuiția, nu, Tania, și eu am fost pe acolo și tu ai fost pe acolo și intuiția, mă, ne spunea și ne vorbea și ne dădea semne, dar era așa de tare și de puternică ceața încât nu știam care să facem diferența sau nu știam ce înseamnă. Nu știam și nici nu aveam încredere și uite, una dintre o zicală de-a mea care e profundă și întotdeauna o spun și o simt, o e integrată, asta este simț și asta e puterea mea. Dar uite și eu, uite, recunosc, acum două luni am avut un moment în care am simțit un lucru și n-am ascultat. Deci, cum să spun, a fost un mesaj atât de clar. Mă, și nu l-am luat în considerare. Imediat mi s-a întors înapoi și am spus că am înțeles. Dar vezi că uneori și noi încă în momentul ăsta mai avem scăpări și vezi, ni se întoarce înapoi. Dar în momentul ăsta parte la mine s-a creat o și mai mare angajament, o și mai mare încredere în intuiția mea. În momentul ăla a fost gen, parcă mi s-a dat și o palmă peste față, așa, blândă, nu neapărat prea, da. Dar m-a trezit și mi-a spus, uite! Păi uite, Tania, tu care lucrezi cu tine de atâta timp și lucrezi și cu femeile, eu la fel, care lucrez cu mine de atâta timp, de atâția ani, și lucrez și eu și cu femei și cu bărbați. Și totuși ni se mai întâmplă să, măi, îți scapă, intri pe pilot automat câteva secunde și îți scapă. Dar uite, oamenii care nu știu ce înseamnă intuiția, îți dai seama că acolo este mult, mult de lucru. Stai puțin să ne oprim, te rog frumos, hai să citim niște mesaje aici. Uite, Marcel, Druțu Marcel Adrian, mulțumesc că și ai mare dreptate, Marcel, da? Cine vrea să învețe și cine vrea să treacă peste acele autolimite pe care și le-a impus și pe care și le-a pus și pe care le-am luat din societate, este binevenit oricând să învețe. Iar aici Liviu Vasilescu ne spune că se poate învăța de la oricine și orice, și bărbat și femei, balanțe hormonale, mentale, comportamente, este posibil ca la un bărbat să ajute și la fel și o femeie să ajute un bărbat. Da, Liviu, ai perfectă dreptate, dar ceea ce spui tu este vorba de teorie. Noi aici nu suntem doar la capitolul teorie, pentru că, uite, Tania este deja pe calea asta și lucrează cu oamenii, eu la fel, deci am ieșit din paradigma teoriei când poți să, da, tu dacă te pricepi și știi să lucrezi energetic cu tine și poți să-ți susții partenera, partenerele, este nemaipomenit. Dar tu n-ai să mă vezi pe mine niciodată ce înseamnă să nasc, cum să, durerile menstruale, ce să fac, ce să vindec. Nu poți, pentru că nu ai trecut prin așa ceva. Tania, uite, te invit pe tine să-i răspunzi lui Liviu, da, părerea ta. Da, sigur, cu mare drag. Ceea ce... Eu tot timpul vorbesc despre integrare, pentru că vine un moment în viață în care trebuie să fim sinceri. Venim cu atât de multă cunoaștere și informație peste tot, pe toate gardurile, atâta teorie, atâta concepte, deja nici nu mai știi ce să mai faci cu atâta informație. Și totuși, oamenii în viața lor nu au rezultate. Oamenii în viața lor încă se chinuie, Atunci înseamnă că am rămas la nivel de concept, de teorie, și
practica, integrarea, pentru că despre asta este vorba inclusiv în feminitate. E vorba de integrare. Feminitatea nu o poți face prin minte. O poți face prin corp și prin integrare. Prin integrare. Degeaba vorbim despre ea. Degeaba vorbim despre câte lună și stele. Pentru că asta este doar mental. E doar teorie. Știți cum e, oameni dragi? Eu personal, eu nu convin pe nimeni de nimic. Eu sunt, am trecut prin multe etape și mi-am dat seama câte energie mi-am consumat de-a lungul vieții mele încercând să-i fac pe alții să vadă ce văd eu. Nu e necesar. Știi ce aș vrea să precizăm? Că tu ești ca și formare și psiholog. Sunt acum, perioada asta, sunt în formare psiholog, da. Totuși, avem de-a face cu un om care știe ce vorbește. Asta odată, dar e propria mea experiență de ani de zile. Sunt pe calea asta de mai bine de 10 ani. Adică e cu adevărat, am trecut prin 11.000 de etape și prin 11.000 de lucruri. Adică nu e doar că m-am trecut pe noapte, mi s-a pus mie că e trendul, hai să fac și eu. Nu! Adică nu e vorba despre asta. Uite, da. Tania, iartă-mă puțin, uite, Liviu, deci susține neapărat aici că teoria vine din inimă, nu. Ei, îți dai seama că dacă n-ar fi existat școlile astea pe care le-am accesat și eu și Tania, teoria asta nu ar fi fost posibil să o revelăm, pentru că nu era în ceață. Cu siguranță că noi ne naștem și avem în ADN-ul nostru absolut toate instrumentele să ne autovindecăm. Avem în ADN-ul nostru informații despre noi și despre ceea ce am fost în trecut, dar nu le știm, nu știm să le accesăm. Există maestri, există oameni care sunt veniți aici să predea. Noi am mers la acei oameni, că altfel n-am fi știut acum să ne exprimăm. Că dacă aș fi știut să mă exprim, de la 5 ani aș fi fost la crem de la crem. Ceea ce simt eu este că teoria așa are partea ei. Absolut. Este doar o mică parte din fază. Atât. Ea vine să susțină teoretic anumite concepte și anumite lucruri, dar este doar o mică parte, nu este totul. Pentru că teoria, suntem cu toții buni la teorie, dar practica este cea care integrează, care aduce transformarea. Adică asta face diferența. În punctul meu de vedere și nu doar cu părerea despre viețile altor oameni, nu pot să întâlnesc asta. Nu doar cu părerea despre viața mea personală. Eu știu că în momentul în care eu personal m-am oprit din atâtea concepte. Tania, nu te auzim foarte bine, sau cel puțin eu nu te aud foarte bine. Poate vii mai aproape de... Haideți să vin mai aproape, da. Așa, spuneam că nu pot să-mi dau cu părerea despre alți oameni sau despre viețile altor oameni. E vorba doar despre viața mea personală. La mine experiența și practica și integrarea asta a făcut diferența. Și mi-aș dori ca, știți ce mi-aș dori? Ca oameni în general să spună, băi, ok, uite, cât cunosc și cât am integrat din ce cunosc. Și hai să mă opresc și să văd cu sinceritate ce am integrat cu adevărat practic din toată teoria pe care o am. Dacă nu am integrat, atunci hai să iau câteva 3-5 concepte de acolo și pala să le rume. Dar pala chiar să le integrez în viața mea și să văd ce rezultate am. Atât. Și apoi dacă nu ai, nicio problemă, mergi mai departe. Dar din punctul meu de vedere, nu cred că n-ai avea cum să ai. Dacă chiar le iei. Da. Liviu, uite, nu știu cum ai ajuns tu să urmărești la live-ul acesta, dar vreau să spun că pagina mea este a unui om spiritual. Deci îmi doresc să aduc aici oameni cu care să abordăm subiecte pe teme spirituale. Adică partea de mental este și o componentă, dar nu abordăm strict din mental. Adică noi nu avem nevoie de justificări, noi nu avem nevoie de teorii, teoreme. Pentru că ceea ce am învățat, noi trăim și am experimentat și din asta dăm. Da. Din durerile care pe noi ne-au construit, suntem dispuse acum să oferim informație. Teorie cu siguranță, că așa cum a zis și Tania, Doamne, dar este și sunt cursuri și cursulețe și cursulare și tot ce vrei, academii și tot ce vrei. Dar una este când mergi la un preot care
îți inspiră ceva și are în spate un background cu multe realizări pe partea spirituală, așa de când mergi la un student care de-abia a terminat și el. Sigur că e lucrul la început de drum, dar el știe doar teoria. Da, exact. Așa și noi. Suntem niște oameni care ne-a călit viața. Da, exact, exact. Pentru că eu m-am uitat la mine personal în viața mea. Eu absolut totul până acum a fost experiențial. Nu există ceva pe care să nu fi trăit. Adică, în primul rând, nu-mi permit eu personal să vorbesc despre lucruri pe care eu nu le-am trăit în viața mea. Și eu sunt acolo în arenă. Eu sunt prima care le trăiește, le experimentează, văd ce rezultate am, văd în ce fel mă transformă, ca apoi să vin să dau mai departe din experiența asta, pentru că atunci ce sens are? Adică, cum spuneam, nu ne-am trezit aseară să haide să vorbim și noi despre asta, că e Tania, dacă hai să ne întoarcem puțin la femeia feminină. Cum să se identifice femeia care acum ne urmărește și ar vrea să înțeleagă și ea, dincolo de tot ceea ce vorbim, ar vrea să înțeleagă practic, adică femeile care ce fac? Uh-huh. Ce fac femeile care sunt mai mult în energie masculină? Păi, în primul rând, femeia care e în energie masculină se uită pe ea însăși. Deci, în primul rând, este foarte mult în mental și foarte mult în a face. E foarte mult în a face, în acțiune. Și se uită pe ea însăși, uită de emoțiile ei, uită de nevoile ei, uită de corpul ei, uită de ea. Deci foarte mult în mental și în acțiune și uită să mai fie prezentă, în primul rând să fie prezentă în viața ei, în corpul ei, conectată la nevoile ei, la emoții, la ce simte, la respirație. Asta e primul lucru. Respirația și inclusiv să-ți amintești să inspiri și să respiri conștient. Asta e una dintre metodele simple, foarte simple, care te readuce înapoi în momentul prezent. Noi suntem foarte mult în peste tot. Facem. De obicei, femeia se ține ocupată tocmai ca să uite de ea și tocmai ca să nu se uite înspre ea, să vadă ce se întâmplă în interiorul ei, ce simte ea, cum se simte în corpul ei, care sunt nevoile ei cu adevărat, unde se trădează pe ea înăuntru. Deci e o uitare de sine. În primul rând, o femeie masculină se uită pe ea însăși. Că din nou spun, nu e vorba de strategii sau de teorii pe care eu vreau să vin. Nu. Și din nou e o agresivitate de sine enormă. Eu asta simt, femeile, majoritatea, și îmi pare rău pentru că și eu am fost acolo și simt durerea aia, să fii atât de agresivă cu tine și atât de mult în să te învinovățești constant, să vrei constant, să nu fii niciodată mulțumită cu nimic, să te compari poate cu celelalte femei. Doamne, e extenuant! Este pentru că foarte, foarte multe femei funcționează din dorința de a controla. Vrei să spun că și eu ani de zile am trăit cu această convingere destul de limitativă că eu nu mă bag într-o relație până când nu controlez situația. Și eu mai și spuneam, înțelegi? Și adică eu, știi, eram un fel de am venit, știi, eu sunt războinica aia Zena, dacă nu faci cum spun eu. Da. Deci când mă uit în urmă și mi-aduc aminte ce perle scoteam, dar asta era în virtutea inerției agățate, știi, ca maimuța care agață și de colo și de colo. Și când mă uit în urmă, așa, când fac introspecții sau fac niște incursiuni din astea, așa, retrospectiv, mă uit, zic, Jesus, mie nu vine să cred că am fost pe acolo, știi? Și sunt în asentimentul celor care nu reușesc încă să iasă din acea stare, acea dorință de control. Da. Dar să le spunem că este atât de toxic, pentru că din cauza asta există migrene, pentru că din cauza asta există durerile în pântec, pentru că din cauza asta există
Există multe, multe somatizări care sunt, acum sunt oarecum așa, pot fi ușoare sau blânde. Ușoare, exact, exact. Din când în când, din când în când. Dar când tu nu-ți dai seama, uite, eu cunosc femei care au renunțat la ele să aibă grijă de mama, de sora, de bunicul, de. Da. Dar ele n-au existat și au avut niște joburi din astea care au produs și au fost focusate doar pe a produce și a avea grijă de alții. Ei, acolo, eu din practica mea am observat că femeile care au renunțat la ele și n-au avut timp pentru ele, au dezvoltat, bineînțeles că s-a înregistrat și un dezechilibru hormonal, pentru că nu mai ești... Da, da, da. Și din practica mea am observat, Tania, că este vorba și de glanda Hashimoto, e hipo. Hipo. Da. Hipo. Hashimoto, da, adică femeile care nu au timp. Da. Pentru că m-am uitat, știi, se combină un pic și cu... eu studiez din mai multe cărți în paralel, știi, și îmi fac propria mea interpretare și am observat că femeile care nu au timp pentru ele, care nu și-au dedicat timp pentru ele și dintr-o frică de a nu pierde controlul, s-au dedicat celor din jur. Asta, știi, am extrapolat puțin doar pentru a le face să înțeleagă, dragile noastre doamne care ne privesc, să înțeleagă cât este de important să renunți la a mai deține controlul, adică lasă-l femeie pe bărbat. Lasă-l mă acolo să fie cum vrea el, lasă-l să fie, nu te potrivești cu el. Aduceți pe masă jucăriile tale, jucăriile mele și hai să facem pace, să vedem cum ne... Dar nu, 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 nu. Știu. E dureros. Știi, cum spuneai și tu, și tu ai experiența ta și eu la fel, e foarte dureros să ajungi în punctul ăsta să-ți dai seama. Și uneori, tocmai pentru că ne e teamă de durerea pe care o putem resimți când recunoaștem asta, de multe ori încă continuăm să reprimăm și să nu ne uităm în direcția aia, că e prea dureros. Din punctul meu de vedere este, la mine, adevărul și sinceritatea, asta a fost o mare putere în viața mea, pentru că doar asta transforme. Până nu suntem suficient de curajoase să vedem adevărul, nimic nu se schimbă, asta e clar. Și tot timpul le spun fetele, primiți-vă cu iubire părțile astea din voi. Și le invit, primesc cu iubire partea din mine care e speriată în mine. Primesc cu iubire partea din mine care judecă, care vrea să dețină controlul. Știu că e rănită, primesc partea asta din mine rănită, cu iubire, cu blândețe. Dacă nu știu cum, e ok, vreau să mă deschid să-mi văd și recunosc. Judec partea asta din mine rănită, judec partea asta din mine care vrea controlul, care vrea să dețină controlul, să mă deschid să te primesc cu iubire, cu blândețe. Nu te auzim bine, nu te auzi foarte bine. Mă deschid să te primesc cu iubire și cu blândețe. Adică important e să ne oprim, să ne uităm la adevăr, să ne asumăm că doare, pentru că da, doare. Doare, dar mai rău va dura să nu facem nicio schimbare și să continuăm în același tipar și în același mod de a fi și de a face, pentru că vom continua, nimic nu se va schimba. Adică ori ne asumăm durerea adevărului acum în momentul prezent și avem o șansă să schimbăm ceva, ori ne asumăm durerea care se va perpetua pe termen lung, că de ea oricum nu scăpăm. Deci de ea oricum nu scăpăm. Și cu, știu, îmi dau seama, pentru că am fost și eu acolo de mult. Și eu am fost fix acolo, în toate relațiile mele. Până m-am oprit, pentru că am spus, e ceva... Te-ai oprit, Tania? Te-ai oprit tu sau pur și simplu, mă, te-a oprit viața, te-a oprit evenimentele din viața ta și a trebuit să faci schimbarea? A trebuit. A fost și o alegere după o despărțire. A fost și o alegere asumată, conștientă, în care să mă opresc, să-mi iau un timp pentru mine, pentru că am spus tot timpul să ram dintr-o relație în alta și... Cui pe cui se scoate, cum se zice, da, un popor, nu? Exact.
Adică n-ai terminat bine o relație și te duci în cealaltă, nevindecată. Și târi niște saci. Și nici el nu este vindecat, pentru că și el tocmai a ieșit dintr-o relație. Și sacii tăi cu sacii mei, când se întâlnesc după ce dispare acel cup de fudră, știi, după că sexul, nu-ți dă de foame sexul, știi, dar e mișto. Ei, și când dispare acea, știi, pasiune carnală, încep să apară cadavrul ăla din saci, știi? Da. Și ne dăm seama că, de fapt, noi nu suntem împreună, că ne iubim, noi suntem atrași unul de aceleași tipare, manifestăm unul în celălalt același tipar, aceeași energie. Da. E de fapt tiparul din noi se simte atras de tiparul din celălalt, dar nu noi cu adevărat. Și chiar acum două zile am postat pe Facebook o postare în care spuneam tot ceea ce nu vindecăm înainte să intrăm într-o relație, relația respectivă nu va face decât să amplifice. Pentru că asta va face, va pune lumina, va pune reflectoarele fix pe ceea ce nu e vindecat în relația respectivă și noi înșine. Și asta pentru mine atunci a fost, pentru că vezi, a fost foarte dureros pentru mine, pentru că eu venisem atâta cunoaștere din spate, venisem cu atâta concept, atâta teorie, venisem cu atâtea lucruri și vai, tocmai eu cea care ar fi trebuit să știu, să fac, să rezolv. Vai, ce teapă mi-am luat. Și mai cu durere a trebuit să recunosc și să mă uit la ea, îmi dau seama, băi, nu chiar așa. Ei, uite aici, Tania, scuză-mă puțin, aici este teoria care nu face față evenimentului până când nu integrezi teoria. Exact. Uite, a fost exemplu cel mai concludent. Deci Tania avea teorie, avea saci de teorie în spate, dar n-au protejat-o de ceea ce ea era nevoie să experimenteze folosind acea teorie. Și când a experimentat teoria cu acele cunoștințe pe care le aveai în spate, uite că ai învățat să transcezi. Da. Da, și altfel. Am intrat, a fost pentru prima oară, spun eu, în ultimii 2-3 ani. Aș putea să spun și mai pregnant 2 ani, dar cam de 3 ani încoace. Dar ultimii 2 ani, din ăștia 10 ani, ăștia au fost cei mai minunați ani, în sensul că eu cu mine, relația mea cu mine, s-a transformat profund. Adică în sfârșit am putut să ajung într-un punct de armonie cu mine. Și de bine cu mine însă, dar cu adevărat, adică să simt justinestul vieții, să simt bucuria, să manifest în viața mea, să am rezultate concrete în viața mea. Până atunci erau concepte. Deci cu adevărat erau concepte. Și recunosc, a fost foarte dureros pentru mine să dau la o parte omul ăla spiritual și etichetele alea de om care le știe pe toate, pentru că realitatea era care era. N-am putut să mă mai lupt cu realitatea. Și asta a transformat mult, dar din nou spun, e dureros momentul ăla, dar e și transformator. Absolut. Ce să facă dragile noastre doamne, care sau domnișoare sau tine, whatever, cum o fi, care ne privesc acum și parcă au mirosit ele că ar fi pe acolo mai multă energie masculină, adică ele își doresc să dețină controlul, ele să facă, ele să dragă, ele. Ce să facă? Ce le recomandăm noi acum să facă? Uite, ne privește acum o doamnă și pur și simplu abia a auzit. Acum n-a știut, n-a auzit niciodată. Ce să facă pentru a reveni la echilibru în energia, dintre energia feminină și masculină? Uh-huh. Cu mare drag, înainte să răspund la întrebarea ta, simt să specific, nu ne luăm la harță cu energia masculină din noi. A, nu, niciun caz. Dorim să le echilibrăm. Pentru că ea e foarte bună și noi o folosim. Și noi, ca să avem rezultate în munca noastră, ca să punem în aplicare tot ce avem, e energia masculină de care avem nevoie să o integrăm, să o manifestăm. Ca să răspund la întrebarea ta, în primul rând, să renunțe să se mai uite la celălalt, la ce face celălalt, la ce nu face el, la ce primește de la el, la ce nu primește de la el, și să se reîntoarcă la ea. Să se reîntoarcă la ea, să-și ia un pic de timp pentru ea, de autoreflecție cu ea însăși,
să se uite un pic, să vadă din ce tipare a funcționat până acum, să vadă în ce fel s-a comportat până acum, ce așteptări a avut până acum, ce reproșuri a tot făcut până acum, ce a tot tras să se întâmple în relația aia și nu s-a întâmplat, ce tot a vrut de la el. Și femeile care sunt, să spunem acum, sunt singure și nu au acel partener, cum se pot ele auto-analiza, să-și dea seama că de fapt ele sunt în energie masculină mai mult? Sunt acele genul, acel gen de femei care pe la birou sunt femeia bărbat, adică... Păi în primul rând să vadă cât de mult... care e energia constantă din care ele stau? În primul rând să-și vadă cât de încordat e corpul, cât de încordat e maxilarul, pentru că de obicei e maxilar, suntem, avem atâta încordare maxilar. Asta odată, să vadă cât de mult încearcă să-i controleze pe ceilalți, cât de mult pune presiune pe ea, în primul rând, cât de multă presiune pune pe ea ca să facă, ca să fie, ca să rezolve. Și cât de multă presiune pune pe ceilalți și câtă forță folosește, cât de multă energie. Da, observă. Doar ce simt eu? Primul pas, observă-te. Indiferent că e singură, că nu e singură, observă-te pe tine. Vezi cum vorbești tu cu tine, cum vorbești tu cu ceilalți, cum te comporți, care e energia, cât de multă presiune pui, cât de agresivă ești, cât de mult în mental ești, cât de mult vrei să controlezi, cât de puțină încredere ai în viață, cât de puțin te conectezi la propriile tale nevoi, cât de mult ai uitat de tine. Observă. Asta e primul pas. Observarea. După care poți să începi să te oprești un pic, să faci un pas. La mine, îți spun, ăsta este un exercițiu simplu, practic, care pentru mine a făcut extraordinar de mult. Mă dau în spate, fac doi pași în spate, dar chiar îi fac. Deci când mă văd prea acolo, prea, încercând, trăgând, forțând, vrând, făcând, acolo, respir și automat, ori îmi duc corpul, înapoi în spate, deci îmi duc în numer cu doi, îmi duc corpul în spate, ori poate vrea fac doi pași în spate. Și momentul și devii observatorul tău. Devin observatorul. Și cumva energetic se schimbă lucrurile. Și mă opresc. Și îți spun, numai cum facem asta, n-ai cum să nu-ți dai seama de niște lucruri. Intuitiv, îți apar niște conștientizări. Vezi, e ca un... Și dacă o faci ca și practică, un pic mai constantă, pe termen mai lung, din nou, îți apar așa. Astea sunt niște lucruri simple. Doar lucruri simple. Și ce vă recomand? Observați-vă maxilarul. Maxilarul. Cât de încordat vă e maxilarul. Și tot timpul. Dați-mi voi să vi relaxați. Relaxați-vă. Pentru că în maxilar purtăm atât de multă presiune și încordare și când ne relaxăm și când... Are un efect psihologic în corp. În pântec, merge direct până acolo. Merge direct până în... Deci, sunt niște lucruri. Unele sunt atât de simple și altceva. Femeile cred că lucrurile astea trebuie să fie cumva, să spune cumva că dacă nu sunt, înseamnă că nu sunt speciale. Lucrurile astea sunt atât de simple. Atât de simple. Dar pe cât de simple sunt, pe atât de profunde... Și pe atât de mult le face. Tania, știi ce aș vrea să te întreb? La cursurile sau la workshop-urile tale sau femeile cu care lucrezi, sunt în special sau în mod general cele mai tinere, zic eu, nu? Nu neapărat, știi? Nu neapărat. Undeva media de vârstă este între 28 și 45. Cam așa. Asta e tipologia femeii cu care lucrezi. Clientei tale. Da. Da. Știi de ce te întreb? Pentru că, uite, mi-a venit astăzi, m-a sunat o prietenă de-a mea care este trecută de 60 de ani, are 60 și plus. Și este foarte dărâmată din punct de vedere emoțional.
Și stăteam eu și mă gândeam și cu ocazia asta să le lansez un, apel tuturor, eu știu, prietenilor, cunoscuților, trainerilor, instructorilor care organizează workshop-uri, cursuri din astea online. Invitați doamnele care sunt trecute de 60 de ani, 65 de ani. Ele sunt mamele noastre, sunt surorile, sunt prietenele. Iar dacă noi nu le mai băgăm în seamă și ne oferim serviciile doar celor tinere, este ca și cum ne-am renega rădăcinile. Pentru că la un moment dat și noi vom avea 60 de ani și cred că nu ne-ar conveni să fim date deoparte și să fim privite ca pe, eu știu, paria societății. Atât de mult m-a impresionat suferința ei, încât am zis, gata, astăzi voi demara o chestie de genul ăsta, încât, măi, nu are bani, este pensionară și multe, să fim serioși, că cei de care acum sunt pensionari, care sunt pensionari și au ieșit cu pensie de pe vremea comunismului, au o pensie micuță. Haideți să primim. Uite, lansez eu acest proiect și toți cei care mă vreți să mă luați în cursurile voastre, în zoom-urile voastre, în tot ceea ce faceți voi, o soră mai în vârstă, o mamă, o bunică trecută de 60 de ani și nu are bani, frate, veniți, scrieți-mi pe privat, sunt pregătit sau sunt dispus să iau pe cineva gratis. Haideți să le susținem, pentru că așa m-a impresionat încât am zis, Doamne, hai să creăm ceva care să rămână în circuitul ăsta, pentru că la un moment dat și noi vom ajunge la vârsta, la respectiva vârstă, și cred că nu n-ar plăcea să fie acea punte care o simt că este acum între, pentru că sunt niște concepții învechite, ruginite acolo, dar dacă le integrăm în valurile astea, cred că ar fi mult mai bine. De la vârsta asta, care să știi că au niște transformări excepționale. Deci, mie din contră, mie nu se pare că la 60 de ani ești bătrână. Doamne, ai putea să-ți transformi viața și chiar să reîntinerești, să te reconectezi la corpul tău, la viața din tine. Pentru că, Doamne, sunt atâtea modalități prin care să facem asta. Și uite și la reinventare feminină. Deci, nu știu dacă tu, am avut-o și cu Laura Maria Iara invitată, că am văzut că ai făcut și tu cu Laura. Da, da, am făcut, nu, n-am urmărit și n-am fost la niciun workshop sau curs de-al tău, dar asta nu înseamnă că nu voi veni. Aha. La reinventarea feminină a fost cel mai mare summit de feminitate. E unul dintre proiectele mele de suflet și a fost gratuit pentru două zile, de dimineața până seara. Am avut 7 invitate alături de mine și a fost excepțional. Deci, Doamne, extraordinară ce transformări frumoase. Și am avut foarte multe femei și peste 60 de ani care mi-au spus și mi-au spus că, Doamne, Tania, îți mulțumesc din suflet, că, pentru că parcă le-am dat o speranță, că exact. Niște instrumente și că nu e prea târziu nici pentru ele. Nu este. L-am avut pe Raico, am avut un alt invitat. El predă metoda Silva, una dintre tehnicile cu care poți să ajungi să-ți controlezi partea mentală. Și el l-am întrebat, știi, și mi-a zis că a avut cursanți și de 80 de ani. Tu stai seama, dar bine, asta este 0,00001%. Da. Pentru că ei nu sunt încurajați. Această, știi, excepție de la regulă, sunt acei, clar, la crem de la crem, pentru că fiecare generație are crema ei, știi? Dar eu zic că doamnele mai în vârstă, doamnele care sunt și ne privesc acum și și-aș dori, dar nu își permit, eu știu, nu își permit financiar, se tem, le este rușine, nu au înțeles, nu știu cum. Să-mi scrieți aici pe privat și eu lansând această, și o să vorbesc și cu toți cei pe care i-am avut până acum în live, te-ai întrerupt, nu știu dacă mă auzi, dar te-ai întrerupt și nu te mai aud și nu te mai văd, e foarte blurat. Da? Eu te văd pe tine și văd că și în... În aici, în live de pe telefon, văd că e, da, probabil că mai sunt, tu mă auzi?
Acum te aud, da, acum te aud. Da, îți e foarte blurată imaginea. Dar de încă? Încă este blurată? Da, încă este. Dar de auzit acum te aud bine. Da, nici nu știu, să-i dau un refresh oare sau îl las așa să... Da, văd și eu că este blurat. Hai că dau un refresh și dacă cumva rămâi singură vorbești tu și apar și eu. Da, cred că am rămas singură. Acum aș vrea să intru pe pagina Claudiei, să vedem dacă pe pagina ei eu vă pot vedea comentariile voastre. Gata. A, gata. Haide că Așa, am apărut. Deci, dragile mele doamne, doamne senior, care vă doriți să accesați mai multe informații despre feminitate, mai tehnici, ori Tanie, pentru că nu este niciodată târziu să vă recapetați feminitatea, că atunci când plecați, când încheiați exercițiul în această viață, în această școală pe care am ales-o fiecare dintre noi pe pământ, când plecați, să plecați în păcate, cu niciun fel de regret că n-am avut grijă de mine, că nu am știut să fiu mai feminină. Așa că, dragile noastre doamne, care sunteți trecute de 60 de ani și vă doriți să aveți mai multe informații, mai multe și nu vă permiteți material, nu puteți să-mi scrieți mie, dacă și Tania este de acord, puteți să-i scrieți și Tania și cu siguranță să uita, întotdeauna așa am spus, dragilor, cu fără rușine, scrieți-mă și atunci vedem ce soluții găsim împreună, că nu e chiar întotdeauna am oferit cu mare drag lucrul ăsta, că îmi dau seama cât de important, îmi dau seama. Da, este foarte important și cele care ne privesc acum și și-ar dori să ajungă la tu ce organizezi? Aș vrea să știu, cursuri, seminarii, workshop-uri, ce organizezi tu, Tania? Eu am foarte multe lucruri pe care le fac. Acum în luna mai am avut workshop-uri, am avut aproape în fiecare sâmbătă de un workshop, totul a fost online. Sunt fondatoarea clubului She Shines, care e un club de susținere și de evoluție feminină, dar aici de ce anume? Un club de susținere și de evoluție feminină. Eu okay. am creat în clubul ăsta un spațiu de iubire, de non-judecată, de vulnerabilitate, în care în fiecare lună am o temă pe care o lucrez cu membrele mele din club, fetele mele din club și intrăm în profunzime. Numai că acest club este privat, adică cumva... Da, este firesc și eu am grupuri... Pe Messenger am grup privat cu care lucrez la fel meditații și am și eu un grup privat pe Facebook, dar cele care își doresc, cu siguranță că ne pot scrie sau îți pot scrie ție, pot scrie și dacă trec de acel filtru, acum nu o să băgăm pe toată lumea, știi, în funcție de... Aștept și pe site-ul meu www.taniatita.info. Pe Facebook, la fel, eu acum perioada asta, tocmai că am ajuns într-un moment al vieții mele în care vreau să mă onorez, inclusiv la momentul în care mă aflu, pentru iubirea mea de sine, sinceritatea mea cu mine, îmi pun și mai multe limite, și mai sănătoase și mai clare. Acum fac curățenie în profilul meu de Facebook, pentru că profilul meu de Facebook vreau să rămână separat pentru familie și pentru prieteni și activitatea mea să fie pe pagină, pentru că eu pe pagină fac toate lucrurile astea minunate, acolo dau toate informații. Și dacă mă găsiți pe Facebook, dacă vreți să lucrăm împreună sau să îmi urmăriți postările, vă rog, am rugămintea pe pagina de Facebook, nu pe profil, pentru că o să vă trimit eu un mesaj să vă spun, mergeți pe pagină dacă ați venit pe profil. Și rest pe site. Eu am foarte multe. Am o serie gratuită de videouri, am YouTube-ul pe care acolo tot timpul. Și ce poți să ne dai puțin câteva detalii despre ceea ce se petrece la workshop-uri? Cum lucrezi tu adică să aibă un preludiu al ceea ce presupune aceste workshop-uri ale tale? Sigur, cu mare drag. Păi, în primul rând, eu întotdeauna lucrez foarte mult energetic. Adică lucrez
Da, este și teorie, sunt și niște lucruri acolo, dar nu, și practic, dar foarte, foarte mult energetic. Tot ceea ce fac eu este foarte mult energetic, pentru că simt eu că asta transformă foarte mult. La orice workshop pe care l-am, fac o ceremonie de începere, fac o ceremonie de încheiere. În momentul ăsta lucrez exclusiv cu femei, pentru că chiar dacă e online, creez spațiu ca într-un cerc de femei, care este un spațiu sacru, care noi îl deschidem împreună, să lucrăm, să scoatem din profunzime tot ceea ce e de scos. Lucrez cu zeițele, lucrez cu foarte mult cu zeițe, pentru că perioada asta eu cred foarte, adică am resimțit puterea zeițelor în viața mea. Și de fiecare dată, la orice subiect, lucrez cu zeițe diferite în funcție de tipologia zeiței respective. Și da, facem și meditații foarte profunde, mai ales la lună plină, la lună nouă, avem și un ritual care le facem. Și în funcție de subiect, luăm un subiect și avem o parte teoretică în care intrăm în profunzime, vedem care sunt cauzele, vedem ce facem cu ele și apoi o parte practică, de exerciții, de reflexie, de poate chiar de dans șamanic, poate chiar, sunt multe, adică depinde efectiv de orice puțin. Dar vorbesc mai multe perspective. Deci în principiu sunt tehnici și energetice și teoretice. Absolut în tot ceea ce fac, la mine baza este copilul interior. Lucrez cu copilul interior și cumva tot timpul aici revin, pentru că multe dintre cauzele tuturor celorlalte provin din asta. Dar mergem în profunzime și ne uităm din perspective diferite, dar cumva cam asta e baza. De aici pornim. Da. Da, și eu când am vindecat, când am fost într-o școală, cred că TETA am fost, și la fel când a fost tema vindecării copilului interior, păi ne-am cam tăvălit pe acolo toți, pentru că îți dai seama, ne-am întors în pântecul mamei și am conștientizat emoțiile mamei. Unele dintre noi copii nepți, și îți dai seama, copilul ăla nedorit, cam cum trăiește el toată viața, cu ce, cu ce rană, cu ce rană trăiește toată viața de respingere. Da, dar da. Până să ajungi aici, până să ajungi să le înțelegi, să le conștientizezi. Și uite, vezi tu, oamenii fug, Tania, oamenii, societatea fug de această, de această zonă spirituală, pentru că ei o amestecă cu ezoterism, cu înțelegi? Nu pot, încă n-au ajuns să înțeleagă ce înseamnă metafizică, ce înseamnă fizica cuantică. N-au, și probabil confundă spiritualitatea, da, foarte eronat cu ceva ce poate nu reușesc acolo să facă, eu știu, declicul care să le permită să înțeleagă că doar accesând prin această cale spirituală poți să ajungi la spiritul tău. Pentru că toată viața noastră și de fapt în toată viața noastră, noi avem nevoie și avem voie să ne ocupăm de spiritul nostru. Nu de adunat, nu mai învățat, adunat diplome, de trecut prin școli, oferit tot felul de justificări și argumente ale minții. Nu, pentru că în momentul în care ajungi să te deparazitezi, să te deratizezi de toate convingerile astea limitative, toxice, da. Stai seama că, de fapt, noi am venit aici să ne oferim nouă ceea ce este mai bun. Și aici mă refer la liniștea sufletului, liniștea spiritului. Iar ca să ajungi aici, e nevoie de o călătorie. Păi știi, uite, ca să rezum un pic pe ceea ce ai spus tu, pentru că mi se pare că m-ai condus așa perfect. Știi cum spunea Rumi?
noi nu trebuie să plecăm în căutarea iubirii, pentru că noi suntem deja iubire. Dar tot ceea ce avem noi de făcut este să dăm la o parte toate zidurile pe care le-am pus împotriva iubirii. Și uite, pentru mine asta a fost călătoria, de exemplu, a copilului interior. Pentru că pentru mine personal, un copil interior vindecat, ăsta este sinele nostru divin autentic. E copilul nostru interior vindecat. Însă, noi avem un copil interior rănit și astea sunt zidurile care noi le-am pus deasupra sinelui nostru autentic. Rănile, convingerile, preconcepțiile, lista de demeritozitate, toate lucrurile astea. Când încerci să lucrezi cu copilul interior, îți recapeți o bucurie pentru viață, îți recapeți o libertate, o... Doamne, o pasiune, o creativitate, pentru că te reîntorci la sinele tău divin, te reîntorci la sinele tău autentic, care el începe să se facă cunoscut pe măsură ce dai la o parte toate zidurile astea care le-ai pus deasupra lui. Și asta e minunat. Pentru mine personal, eu prin asta mi-am atins și mai profund, mi-am cunoscut și mai profund sinele meu divin, sinele meu autentic. Și în sfârșit am putut să mă bucur de viață fără atâta dramă, fără atâta durere, fără atât de multe, da, lucruri de genul ăsta. Păi știi că na, acum jungla asta virtuală, cum îmi place mie să-i spun, adică Facebook, da. Ție, uite, de care folosim milii. Să știi că eu te-am pierdut din nou, eu nu te mai aud. Nu știu dacă tu mă auzi. Eu din nou nu te mai aud. Mă auzi, Claudia? Dar la tine este... S-a pierdut conexiunea, nu mai văd nimic. Să vedem, sunt curioasă dacă și pe... Sunt curioasă dacă și pe Facebook. Draga mea, Claudia, nu știu ce să... Da. Este internetul dragul de el. Da. Tocmai când lăudam minunata asta aplicație, minunata asta junglă virtuală. Tocmai acum a căzut. Păi, na, asta e când suntem dependenți de internet și când suntem nu de internet, dar de conexiunea la internet și nu avem ce face, dar uite că se reconectează. Da, și vreau să spun că văd oameni care pe diferite grupuri, știi, ce crezi că mai apare iubirea, că te mai împaci cu fostul dacă v-ați despărțit, deci știi, da, cum? Știu. Știu. Cum să spun, din nou, nu vreau să judec, pentru că nu... Nu e vorba, Tonia. Nu este vorba, da, de judecată. Tocmai că nu este de judecată. Și eu văd la fel peste tot. Doamne, uneori spun, Doamne, măi, fetelor. Doamne, măi, fetelor. Femeilor. Uneori îmi trebuie să spun, Doamne, treziți-vă pentru binele vostru. Pentru că avem atât de mult de lucru cu noi, avem atât de mult de lucru cu noi. Dar vezi, uneori alegem calea cea mai ușoară. Și uneori ne întrebăm de ce rezultatele în viața noastră nu apar sau de ce ajungem în același punct din nou și din nou. Pentru că vrem scăparea cea mai ușoară. Orice am face, ca prin minune, o tehnică, o magie, să se întâmple, să se rezolve problema, fără ca noi să ne luăm responsabilitatea
persoanei care suntem, energiei pe care o punem într-un loc și într-o relație, care ne e partea noastră, da, de lucru interior, de asumare, de responsabilitate, dar l-am vrea pe toate, dar fără ca noi să facem nimic. La un moment dat, auzi, știi ce? Hai să lucrăm împreună, să descoperim rețeta aia magică. Poate cine știe, salvăm planeta. Da. Asta a fost așa, știi, ca să mai pentru pitorescul momentului, că da. Cu siguranță cei care se uită acum și nu înțeleg că vor zice că vorbim de SF-uri, vor zice că noi n-am iubit niciodată, vor zice că noi nu știm ce înseamnă suferința, vor zice că, da, dragilor, am suferit, mă, cât un cal. Doamna la fel. Da. M-am contorsionat din cauza acestei suferințe pe care eu mi-o injectam în venă singură, pentru că erau niște convingeri limitative care mă rulau și cărora le permiteam să mă controleze și să-mi limiteze viața, până când n-am mai putut de suferință și am zis, băi, stai puțin, dar eu nu mai sunt eu, adică eu știam cum sunt, eu știam despre mine ce fel sunt, dar ajunsesem într-un moment în viața mea în care am zis, băi, dar parcă nu mai sunt eu. Plângeam, vorbeam cu mama la telefon și nu ești tu. Sunt ramile care trăiesc în tine, nu tu, pentru că tu ceea ce ești tu în esența ta nu e suferință, nu e... Absolut. Da, tocmai că noi cred că din prea multă durere și suferință la un moment dat am zis, băi, ceva trebuie să se schimbe. Exact, vezi tu, Tania, cele care stau încă în relații toxice, joburi care sunt foarte stresante, au în familie tot felul de, în familia, familia natală, nu cea formată, au disensiuni cu părinții, cu frații, cu surorile. Înseamnă că oamenii, dacă încă mai sunt în astfel de combinații, în astfel de permutări din astea luate, de el luate câte ca, înseamnă că nu s-au săturat, Tania, de suferință. Că eu când m-am săturat, am luat-o la drum. Tu când te-ai săturat, ți-ai dorit să ieși de acolo, nu? Da. Noi, cu adevărat, pentru mine a fost din nou greu să recunosc, dar eu eram o dependentă de suferință. Dependentă. Deci nu altceva. Eu singură, prin creai dramele. Sigur, și era în energeticul meu, era acolo, era, funcționa, asta atrăgeam, pentru că eram dependentă. Până m-am trezit și am spus, opa, stai că nu merge. Am de ales. Adică nu e ca și cum sunt victima vieții și acum am o conjunctură sau am niște lucruri și rămân acolo. Nu, am întotdeauna de ales. Dar important e că și eu am fost deschisă să-mi fac treaba. Adică e vorba și de disponibilitatea pe care e necesar să o avem. De plâns ne putem plânge, dar știi cum e, la un moment dat tu devine o alegere. Absolut, și depinde ce vrei să hrănești. Vrei să hrănești suferința, vrei să hrănești bucuria, liniștea, iubirea, pe astea le hrănești și astea vor crește. Dar dacă, știi, tot aud că n-am unde să mă duc, că am trei copii, că am, mă omoară. Păi tu dacă asta crezi că el te omoară, păi stai seama că la un moment dat chiar asta o să întâmple dacă tu asta crezi. Pentru că este credința ta și dacă este credința ta, clar că eu nu pot să ți-o anulez, pentru că tu trebuie singură să înțelegi că poți să o anulezi. Doamne, când mi-aduc aminte câte povești, câte drame de genul ăsta am văzut când eram copil. Drame, înțelegi? Drame. Și e nevoie și de un pic de curaj și de un salt de credință, știi? E nevoie de forța aia să poți să iei o decizie și să te ții de ea. Adică să o iei, să te ții de ea. Pentru că universul ăsta, eu întotdeauna am spus, eu nu trebuie să știu eu cum.
Nu trebuie să știu eu cum. Dar intri în flow, intri în flow și universul ți arată cale. Da, universul te susține, îți aduce în cale oameni, resurse, soluții. Dar ce revine partea mea e primul pas ăla de credință. Să fac pasul, eu să-l fac pasul. Pentru că dacă eu îl fac, atunci eu arăt universului că sunt dedicată. Gata, sunt pregătită să schimb ceva. Pentru că ăsta e saltul pe care eu îl fac. Și când eu fac saltul, fac un salt cuantic, vibrațional, fac un salt cuantic și universul ăsta vine și susține de spate și mi-aduce el cum. Dar uneori suntem atât de rămânem atât de captate în cum, care e soluția, când, cum, unde, cum. Când ne dăm seama că nu e treaba noastră. Știi cum e? Partea mea e partea mea, partea universului e partea universului. Îi las pe el să-și facă treaba. Iar cum e al lui, nu e al lui. Am întâlnit femei care nu știu să funcționeze fără dorința de control. Deci nu știu, ele nu știu, au trăit o viață așa, și-au construit, eu știu, relații, au născut copii din dorința de a rămâne atârnată de acel partener care, din nefericire, nu i-a satisfăcut scenariul ei. Păi nici nu are cum. Pentru că acolo e manipulare. Nici nu are cum. Deci cu adevărat, cu adevărat, Claudia, că și tu știi lucrul ăsta. Și dacă omul ăla e omul tău, cu cât ești mai liberă și în a lăsa pe el și fără a controla treaba asta, pe ăla e omul tău. Cu cât tu manipulezi, cu cât tu încerci să-l ții, să-l aduci, să-i spui, mai ales să vrei să faci și cu un copil ca să-l ții, păi, dragilor, nu vă întrebați de ce suferiți. Nu vă întrebați de ce suferiți, pentru că... Și de ce rămâneți cu un copil acasă și aveți grijă de copil, iar el se duce și călărește drumurile, pentru că el nu vroia să fie în povestea ta, dar tu l-ai mințit și l-ai atras acolo. Ați intrat în câmpul lui... În ceea ce era alegerea lui, nu era voastră. Și asta nu are cum nici măcar la nivel energetic, nu are cum. Ei nu vă respectă. Chiar dacă ei nu știu că voi ați manipulat, ei știu. Ei simt că sunt, nu o să simt. Și acolo ei nu au cum să vă respecte. Nu au cum să vă respecte. Și nu au cum să fie atrași de voi dacă nu vă respectă. E un proces atât de firesc care se petrece. Na, acum spuneam, avem mult de învățat. Avem mult de transformat în noi. Te-ai blocat iarăși? Nu știu ce s-a întâmplat, te-ai blocat cumva iarăși? Mai ești, Claudia? Te-am pierdut. Eu acum te-am pierdut. Nu te aud, să știi. Nu te aud. Mă aud, draga mea? Nu te mai aud deloc. Ia să vedem. Acum cred că am rămas decât eu. Nici nu văd pe Facebook. Ați putea să-mi spuneți pe Facebook dacă cumva mă vedeți pe mine și dacă mă auziți, că cred că am rămas eu în locul ei. Ia să vedem. Acum mă auzi? Da. Da, am. Mă auzi? Nu știu, n-aș putea să spun de ce, dar cred că în general la o... Hai să-i spunem lui Mihail să ne ajute să îndepărteze toate... Tu mă auzi, Tania? Te auzi? Te aud, dar cu întreruperi. Mă auzi? Cu întreruperi. Se pierde, deci te pierd. Nu prea te aud. Te auzi? Te pierd. Hai să vedem.
să curățăm un pic, să vedem. Of, 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 ce să fac cu internetul ăsta? Draga mea, să fac? Dar hai că nu. L-am rugat pe Mihail să ne ajute și am aprins și Palo Santo să curățăm un pic, că energetic poate energia e prea puternică și vezi, uite, întâmpinăm și obstacole. Deci... Da. Da. E ok, e în regulă, nu e nicio problemă. Da, cu siguranță că am făcut... Cu siguranță, Tania, cu siguranță că am făcut valuri, cu siguranță că am făcut valuri. Da, așa zic și eu. Și uite, vezi că... și acum te mai văd și acum și acum te mai văd pe tine cu Palo Santo. Ce face? Bu 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 hu hu hu. Bu bu hu hu. E Palo Santo, e un sfânt, la fel cum folosiți mâia, cum folosiți navul. Da. Să curățați spațiul oriunde, oriunde stați, oriunde sunteți, la începutul oricărui workshop. Poate chiar sunt persoane, chiar și terapeuți sau inclusiv oameni de spiritualitate care nu fac asta. Am întâlnit foarte mulți care nu fac asta. Da. Spațiu, să... Păi da, dar știi ce e asta, Tania? E lipsa cunoașterii, e superficialitate, pentru că dacă nu faci chestia asta, clar că nu te protejezi pe tine, îți dai din dai tine. Da, așa este. Uite că începe ușor, da. M-am oprit, m-am centrat și uite că ușor se petrece minunea. Da. Da. Păi, da, draga mea Tania, știi cum aș vrea să-ți mulțumesc și să ne spui tu, dacă există posibilitatea ca cele care ne urmăresc să ajungă la workshop-urile tale, la cursurile tale, există vreo, eu știu, dacă ai o condiție anume, dacă ai, pentru că, uite, ieri, de exemplu, a fost cineva care a condiționat să nu... lumea să nu, cei care o caută să nu aibă la profil, la fotografia de profil, și mie mi se pare o chestie de foarte bun simț și fair play, să nu ai la profil, eu știu, un cățel, o pisică, luna, stele, pentru că e nevoie să nu te asumi pe tine cu imaginea ta. Exact, adică nu ești un om asumat. Nu ești un om asumat în momentul în care mai vin și spre mine profiluri fake. Adică au încărcat ieri o fotografie, nu știu, a cui de prin America și vin să... Și în general asta o fac bărbații, știi? Da. Și bineînțeles că am un filtru și eu, dar ideea este că... Asta vreau să te întreb acum. Dacă tu ai un filtru, dacă sunt binevenite toate cele care își doresc sau care ar fi, cum să spun eu, criteriile? Păi, în primul rând, cum spuneam, la mine, la profil, în primul rând, eu nu mai accept cereri de prietenie ale oamenilor pe care eu nu-i cunosc personal. Nu mai fac asta. Nu accept, în primul rând, să am prieteni la profil cu poze, deci fără să te asumi, fără să-ți văd fața. Acum, mai ales că sunt într-o curățenie și mai mare, cum spuneam, la mine la profil rămân doar prietenii și oamenii pe care eu îi cunosc personal. Nu am nimic personal cu nimeni. E vorba doar de limitele mele și de respectul meu față de mine însă și de spațiul pe care eu îl permit în viața mea, pentru că e foarte important spațiul pe care tu îl permiți și modul în care tu accepti și tolerezi lucrurile în viața ta. Și asta, sunt într-o curățenie masivă perioada asta, de asta și invit persoanele, nu, cum să spun, poți să dai like la pagina mea, deci vă invit pe pagina mea, poți să dai like pe pagina mea și să n-ai poză la profil, pentru că eu nu te cunosc, tu vii și mă urmărești. Dacă tu vrei să ai acces la informațiile mele, la postările mele, nu mă interesează ce ai tu la profilul tău, pentru că oricum nu suntem prieteni, nu-mi ceri prietenia. Dar dai decât un like la pagină. Asta e ok. Dar dacă vrei să vii să lucrezi cu mine, atunci trebuie să știu cine ești. Asta clar, trebuie să știu cine ești. În al doilea rând, în clubul She Shines, cum spuneam, este un club privat, aici sunt foarte selectivă.
în Clubul și Shines nu accept pe oricine. Deci trece persoana respectivă printr-o selecție. Pentru că eu acolo creez un spațiu sacru de non-judecată, nu ne bârfim, nu ne judecăm, nu ne luăm la rost, nu sărim una la... Nu. E un spațiu sacru pe care eu îl mențin constant prin prin prezență, prin toată energia pe care o pun împreună cu celelalte femei, îl creez și acolo sunt foarte, am niște limite foarte bine definite. Deci asta, adică, nu, cum să spun, ne vorbim respectos una cu cealaltă, nu împingem niște limite, nu scoatem ochii, nu facem reproșuri, nu venim noi să ne dăm mai mari sau superioare cuiva, nu, acolo e un spațiu de sororitate. Și cu respect una față de cealaltă, pentru că asta e criteriul meu în viață, asta da. E tot ce învață în viață. Acum la workshop-urile mele, cum se spune, în funcție de subiectele pe care eu le fac, în general le spun tuturor să aibă video on, pentru că asta în primul rând e un prag al tău interior pe care tu, împreună cu noi acolo în energia respectivă, îți dai voie să ți-l treci. E o asumare a ta, e un prag interior al tău cu tine pe care îl faci. Și da, adică cumva trebuie să știu cine ești. Dacă îmi trimiți un mesaj pe Facebook și ai o poză flori, mă bucur, eu sunt niște flori frumoase, ori fi. Dar haide să ne respectăm. Pentru că măcar ăsta e un lucru de bun simț. Hai să ne respectăm. Măcar imaginea, să ne asumăm imaginea. Altfel cum putem să spunem că noi suntem pe o călătorie de cunoaștere de sine și de transformare, când măcar primul lucru de bun simț îl facem. Îmi spune niște lucruri despre tine, în primul rând, lucrul ăsta. Și știi cum e? Eu acum lucrez, cum spuneam, sunt foarte conectată exact. La intuiție. Da. Știi, acum, vis-a-vis de ce ai spus tu de poze și de selecția asta, mi-a venit așa în minte... Dintre persoanele pe care eu le mai cunosc și sunt în perioada în care se bucură de confirmările care vin de la bărbați, chiar și pe Facebook. Înțelegi? Adică, vai, cât se gudură că mi-a spus X că e frumoasă, că e bine, că e... Păi, dragile mele, eu mă uit în oglindă și știu cum sunt. Înțelegi? Iar bărbatul ăla vede doar ceea ce vrea el. Da, înțeleg. Și aș vrea să le spunem cât este de important ca ele să nu mai aștepte confirmări din afară și cât este de important să se accepte, să se iubească sau dacă nu știu, să acceseze informațiile care să le ofere această încredere în ele. Pentru că și eu am ajuns aici pentru că mi-am dorit și Tania a ajuns aici pentru că și-a dorit. Dar nu a venit, așa, un curs care să îmi bată la ușă și să spună. Nu, a venit din interior. Toate lucrurile astea vin atunci când le setăm și ne dăm voie să le, să le accesăm. Da, sigur. Uite, referitor la treaba ta cu pozele... Draga mea! Da? Mă auzi? Eu te-am... Iar de-așa te-am pierdut. Da, nu, hai zi. Da. Ba da. Da, te aud. Da. Doar o simplă chestie. Da. Oricum este un subiect foarte complex treaba asta, intrăm din nou într-o altă poveste. Dar apropo, dragilor, cele care vă puneți poze la profil, sexy sau într-un anume fel, doar pentru a atrage privirea bărbaților, acolo sunteți deja în energie masculină, acolo deja încercați să-i manipulați, acolo deja jucați jocuri, acolo deja v-ați deconectat de la voi, acolo nu există o credere a voastră în voi însevă și o iubire de sine nu există, din contră, se vede de la o poștă că nu există și voi atrageți fix pe lipsă.
atrageți fix ceea ce nu vă doriți de fapt. Pentru că uitați-vă foarte bine ce vă doriți de la o relație. Bărbații care să vrea? Sigur. Da. Sigur. Da. Atrageți bărbații care să vrea doar să se culce. Exact. Exact. Adică trebuie să ne vedem și ce facem noi prin acțiunile noastre ca să permitem energiei respective să ajungă la noi. Pentru că dacă noi ne punem poze de genul ăsta doar ca să atragem, păi atunci nu avem cum să atragem o relație calitativă în viața noastră, păi totul este doar la nivel de fizic. Și doar bărbatul ăsta caută, dar până la urmă omul vrea un lucru mai profund, pe atunci e important cine devii, cine devii tu ca femeie, că știi cum e, foarte multe femei ne dorim un bărbat conștient, calitativ, asumat, în energia lui masculină, toate ne dorim bărbatul ăsta, dar nu ne întrebăm niciuna, ce trebuie să devin eu ca femeie ca să pot să atrag și nu doar să atrag, să mențin o relație cu un astfel de bărbat. Că și asta putem să atragem, dar s-ar putea să nu-l menținem. Dacă noi nu suntem noi deja, dacă n-am devenit noi genul ăla de persoană. Pentru că și bărbații ăștia nu sunt nici ei fraieri la urmă. Au și ei simt și ei, au și ei niște lucruri ale lor. Nu putem să manipulăm și să ne așteptăm la rezultate, la relații calitative, sincere, autentice, când noi venim dintr-un spațiu de manipulare și de... Nu are cum. E ca și, știi, ca și la piață. Mergi să cumperi, eu știu, o oaie, o capră, te uiți așa la ea și o iei după ceea ce vezi. Exact așa și pe Facebook. Da. Ăla te ia după ceea ce vede, iarăți țâțe, iarăți cur. Păi clar că el asta vede, asta tratează, așa te tratează, că pe una care îi oferi țâțe și cur. Nu are cum să, că pe urmă reproșați că sunt niște porci, că sunt, păi cum să fie altfel? Dacă tu i-ai arătat curul și țâțele, ce să, altfel ce să, da. Ce, cum să te trateze altfel? Te tratează cu ceea ce arăți. Ia pune o poză cu creierul tău, să vezi cum o să te trateze altfel. Sau nici nu o să te mai trateze, pentru că femeile care sunt centrate, femeile care sunt sigure pe ele, nu mai au nevoie de confirmări și ele nici nu mai atrag. Adică pe mine nu mă bruiază bărbații, pentru că... Adică eu nu am oameni care să mă agreseze, care să-mi trimită mesaje aiurea, care... pentru că în energeticul meu nu există asta. Nu există, că trebuie un nivel total diferit, adică nu au cum să... nu au cum, efectiv. Și nu sunt deranjată de astfel de persoane sau de... Adică, nu știu, știi, vezi, foarte multe, cred că ne pregătim să încheiem, dar foarte multe lume vine și spune, vai, nenorocitul, vai, uite ce s-a întâmplat, vai, uite, uite. Dar eu mă întreb, măi, dar ce din tine a atras asta? Exact. Ce din energia ta? A lăsat loc liber pentru o astfel de experiență. Pentru că eu cum de nu le trăiesc? Eu cum de am exact. Avutate? Pentru că trăiesc într-un alt spațiu interior și vibrațional. E total altceva. Deci, perfect! Da. Perfect! Da. Draga mea, Tania, îți mulțumesc mult tare de tot. Ești minunată. Te îmbrățișez și te iubesc și eu. Și keep in touch. Da. Iar dragilor noștri prieteni, uite, Liviu tot a scris, dragă Liviu, îți mulțumim că până la urmă a spus și el că ne mulțumește nouă, îți mulțumim și noi ție și tuturor prietenilor noastre și prietenilor care ne-au urmărit, și ai tăi, și ai mei, și ai noștri. Vă mulțumim că ne-ați însoțit, uite, o oră și 38 de minute, vă mulțumim și vă mai așteptăm cu drag și data viitoare. Și pe Tania, acum vedeți cum o cheamă, Tania Tița, o căutați și dacă aveți nevoie de ea, îi scrieți. Dacă aveți nevoie de mine, la fel, îmi scrieți. Și vă mulțumesc, o seară minunată tuturor. Toate cele bune! Ciao, pa, o seară bună! Ciao.